Bine ați venit din nou pe la noi. Da, suntem într-un an nou, suntem, sau mai bine, am fost în așteptarea cifrelor pentru buget. Poate se vede și pe chipul meu că mă apasă mâhnirea. Bugetul este mai mic ca anul trecut. Legat de proiecte, vă dați seama, dacă nu reușim să atragem fonduri și în special fonduri guvernamentale, pentru că o repet de câte ori am ocazia pe fonduri europene, atâta timp cât ghidurile sunt făcute în așa fel încât dezavantajează comunele mici, nu prea avem șanse. Vom miza pe atragerea de fonduri guvernamentale. Avem proiecte depuse din anii trecuți, 2017, 2018, 2019. Vom încerca să le repunem pe rol. Numai că vedeți și noastră ce e pe plan național, nu prea mai guvernează nimeni. Vom face ce putem din bugetul local. Ceea ce am promis, de deci asfaltarea DC121, reparație și modernizare pod, care face legătura între DG677A și DC121, zona aceea la Balașirea la Slăvitești, unde avem un pod care merită, adică merită, necesită niște lucrări pe care le vom face. Am achiziționat materialul și o să începem lucrarea și acolo. Mai avem un lucru, proiectul cu podul la Valea Morilor, la care se lucrează în continuare. Acestea vor fi făcute din bugetul local. Nu, cel la podul de la Valea Morilor sunt bani pe calamități. Restul din bugetul local. Am terminat definitiv cu iluminatul public în toată comuna. Acum ne-am ghidat pe vreo trei obiective, deci asfaltarea în Slăvitești, acolo la DC121, podul și aproximativ un kilometru de trotuar. Vom continua înspre Băbeni, de unde am rămas deci la dispensar, până cel puțin la intersecția cu drumul Peșenii. Am mai spus-o, avem zona respectivă unde copiii nu beneficiază de transportul cu microbuzul. Și pentru a-i feri de eventuale accidente, eu vreau să facem trotuarul acesta să poată să meargă în liniște feriți, să nu mai stea părinții îngrijorați că, sau să meargă părinții zilnic după ei cum fac. Știu că ați avut proiecte depuse pe PNDL2. Credeți că va urma și un PNDL3? Vă dați seama că noi primarii sperăm treaba asta, dar sincer, așa m-a cuprins o dezamăgire și nu prea mai sper la nimica. Sunt dureri pentru că și sunt probleme, pentru că o să vedeți, deși eu nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta, de când sunt primar, niciodată n-am întârziat, am spus-o și o repet, plata persoanelor cu handicap sau însoțitorii persoanelor cu handicap. E, anul ăsta nu avem bani decât pentru jumătate de an. Deci pun în spinarea primăriilor lucruri care nu pot fi duse, pentru că, de exemplu, noi plătim lunar undeva la 7-6.000 de lei pentru persoanele însoțitoare ale asistenților, ale bolnavilor și indemnizații. Deci dacă mulțim 76.000 de lei cu 12 luni, vin automat vreo 90.000 de lei, vreo 9 sute de milioane bani vechi, da? Păi, vă dați seama că nu avem de unde. Pardon, nu vin 9 miliarde. 9 miliarde de bani vechi. Iar noi avem la ora actuală 4 miliarde și imediat vă spun. Da, 4 miliarde 120 bani vechi, 482 de mii. La Deci jumătate. la jumătate. Nu asta e durerea mare. Durerea mare este că și acești bani, în loc să ne-i lase să-i folosim adică în linie continuă, ni i-au defalcat pe trimestre și te-au lăsat în trimestru 1 să nu poți să plătești o lună, în trimestru 2 cine și 2 luni și mai departe. Bine, sunt proceduri în care poți să soliciți să aduci banii dintr-un trimestru în altul, dar sunt proceduri care durează, sunt proceduri care pot fi respinse, pot să nu fie aprobate și așa mai departe. Deci,
Până la urmă se guvernează țara, dar nu în interesul cetățeanului. Sau se facă guvernează. Deci nu, aici nu am soluție decât bani de la stat, pentru că nu ai de unde să pui din bugetul local. Nu o să-mi permit niciodată blochez investițiile necesare cetățenilor pentru astfel de fapte, pentru că statul, atâta timp cât sunt oameni bolnavi, într-adevăr, dar atâta timp cât tu, printr-o comisie, eliberezi niște documente, tu, stat, când îți asumi aceste lucruri, trebuie să vii și cu sursa de finanțare. Și nu poți să-mi spui mie sursa de finanțare din bugetul local, pentru că nu ai de unde. Ai dat o lege, ai schimbat încadrările pe handicap, ai făcut ce ai făcut. Vino cu sursa de finanțare sau dă banii. Nu poți să vii la o comună cum e și dumneavoastră și alte comune mici. Că ăsta e adevărul, nu sunt mai noi. Sunt anumite localități care au acum restanță. Au acum restanță la astfel de cazuri. Vom vedea ce va fi. Știu că spuneați că anul trecut ați reușit să vă gospodăriți cât de cât, că erați la zi cu aceste... Da, și sunt la zi. Și sunt la zi. Deci am încercat tot timpul să... Pentru că am spus-o și o repet, oamenii aceia sunt chiar oameni care suferă, oameni bolnavi la pat, dați seama, nu te poți juca cu viața lor. Dar problema e că statul nu se ocupă de protecția socială. Deci îți aruncă ție în spinare tot. Păi de unde? Păi aia înseamnă să falimentezi primăria. Ai pus lacătul și pleci acasă. Pentru că altă soluție nu este. Atâta timp când nu pui la dispoziție veniturile respective, sursele financiare respective, nu ai cum să te încadrezi în plata la zi a persoanelor despre care vorbeam. Într-adevăr, din 2015, de când am rămas interimar, în 2015 am avut ceva probleme, dar mici. Dar după aia, 2016, 2017, 2018, 2019, nu am întârziat o zi plata la astfel de cazuri. Și nicăieri, n-am încheiat niciun an cu datorii. Pentru că mi-am întins plafuma cât am putut, cât mi-a permis. Și n-am intrat în alte, sau să demarez investiții care n-au avut finanțare, pentru că văd și treburile astea. Să începi investiții, deși legea spune clară, nu ai finanțarea, nu te apuci de investiție. Am văzut că să încep și să închid ochii acolo. Vă dați seama că, nu știu dacă la toată lumea, sunt și primari care au făcut lucruri din astea și sunt audiați pe la parchete, pe la astea. Unii, că nu toți, pentru că așa e la noi în România, deci unitatea de măsură e diferită de la persoană la persoană. Și probabil că și în fiecare an vă mai apar familii sau cazuri. Da. Deci apar și n-ai ce le faci. N-ai ce le faci pentru că... Exact. Și nu... Sunt cazuri unde mai moare câte unul, dar vine, poate vin doi. Moare unul, vin doi. Nu doresc nimănui să moară. Nu, deci sunt consătenii mei, am crescut printre ei, că foarte mulți sunt bătrâni, nu sunt și câteva cazuri de tineri care îi avem la pat. Ori s-au născut cu diferite probleme, ori le-au căpătat pe parcurs, dar traiul de viață e cum e și din ce în ce apar tot mai multe cazuri de persoane cu probleme de handicap. În ce stadiu sunteți cu renovarea fața din primărie? 90%, 95% e gata. Am oprit lucrările pentru că a fost săptămâna aceea cu ger și n-am vrut să lucrez pe ger, mai ales că să lucrez la exterior. Era socul de dat cu... din asta decorativă și n-am vrut să risc să degere și vom continua prin aprilie, cum o să vedem. Plus, amenajat terenul pe aceea, pământul unde trebuie băgat și un sămânțat, gazon, flori, ce vrem să punem aici. Vrem să facem frumos, dar... Vreți face și parcare? Sau... Deci parcare în partea dinspre cămin, dar nu o fac, pentru că eu am spus-o deauna, gândesc în viitor. Fac parcare și dacă mă apuc de cămin se alege praful de ea, sunt bani îngropați degeaba și mai bine stau cu noroi aceea decât să mă apuc să investesc niște bani și într-un an de zile să mă apuc să stric.
Ei, nu, nu voi fi adeptul asta, am și spus-o, le-am explicat și la cei că m-au întrebat și oameni că de ceea ce nu fac, m-am făcut la dispensar. Și le-am explicat de ce nu fac, m-am făcut la dispensar. La dispensar e totul rezolvat, vorba fi lucrări la interior, dar nu necesită să intre mașini de tonaj în curte, să intre. Dați seama că va începe lucrarea la cămin, intră cife cu beton, intră și îți alege praful. Iar legat de cămin cultural, știu că aveți ceva probleme. Suntem în instanță pe o problemă de proiectare invocată de, mă rog, tot felul de motive. Să vedem acum ceva ce și instanța. Dacă motivul respectiv a fost unul real sau unul așa fabricat pentru. O vedea. Deci nu, despre acest lucru nu vorbesc până când instanța nu va da o soluție. Dispensarul medical care l-ați Dispe renovat. da, dispensarul medical au fost și puse și poze puse public pentru că au acuzat unii la timpul respectiv că să fac lucrări ca să sifoneze bani. Oameni care deci dispensarul de când a fost făcut n-a intervenit nimeni la el partea de acoperiș și ploua prin el partea de la etaj era toată plină de igrasie și așa mai departe. Și au făcut exteriorul. Deci acoperișul cu exteriorul cu tot. Că mai spun tot așa, cârcotașii, că s-au băgat 2 miliarde, că s-au băgat 2 miliarde și că sunt bani mulți. Păi avem peste, în jur de 40 de ferestre, de geamuri, care le-am schimbat, le-am pus de tromopan și sunt ferestre în alea mari, de 1,80 pe 1,60 sau cât naiba, 1,60 pe 1,40. Da, toate le-am schimbat. Deci noi nu am făcut numai acoperișul. Acoperișul a fost la zero, cu lemnărie, cu tablă, cu tot ce am schimbat. Tot ce a fost termopan exterior, uși de la intrări și ieșit din spate și termopan, geamurile termopan pe exterior. L-am termoizolat, am turnat centura de protecție a temeliei. Deci lucrări care sunt făcute conform legii și acum avem probleme la interior. Am făcut exteriorul, că nu puteam să mă apuc să fac interiorul, să plouă pe ce am făcut. O să începem, dar asta după iunie încolo, o să începem cu interiorul, cu partea de la etaj. O să mutăm cabinetele, adică un singur cabinet e aici, e un medic de familie, așa și o farmacie care funcționează. Le vom muta la etaj și după aia facem și parterul. La parter am cumpărat centrală și am montat și calorifere pentru parter. Au încălzire acum, nu au probleme, că aveau pe sobe, ieșea fum, venea lumea, stăteau și le-am făcut ca să fie în regulă. Ca și aparatură medicală. Aparatură medicală nu prea avem. Nu avem. Dotarea cu aparatură va fi o problemă în viitor, după ce vom face. Vom încerca tot așa, prin diferite programe, vom încerca fel și fel de lucruri legale ca să dotăm cabinetele. Sunt în discuții cu un domn care s-a oferit să doneze pentru un cabinet de stomatologie niște aparaturi aduse din Germania. Dar omul așteaptă să fac spațiu întâi, să-l, da. Da. Și vom încerca să și dotăm. Sperăm să aibă plăcerea să vie și alt medic în comună să Mai despre închirie. asta vreau să vă întreb, că spuneați că aveți doar un medic de familie. Da, avem un singur medic de familie, pe doamna doctor Popescu, Mariana, care este la vârsta de pensionare, nu știu cum era dă și în sistem. Da, probabil va trebui să. Mai mult personal, mai diversificat personal ar trebui. Adică ar trebui mai multe cabine. Că uitați-vă ce se întâmplă în ziua de astăzi. Deși eu am în cap și am să nu o fac publică, dar o fac publică. Ca după alegeri, în cazul în care câștig viitorul mandat, să implementez un program de permanență la dispensar. Adică, de dimineața până la 2-3, cât stă medicul de familie și mai de la 2-3 încolo să pun asistentul comunitar să asigure mici servicii. Să nu mai stea omul cu frica în sân, că e rău, că să vină să pun mașina la dispoziție, să-l deplaseze la om acasă, să ia o tensiune, să-i dea un prim ajutor, cum ar veni. Pentru că vă uitați acum cum a fost problema cu gripa. Am avut copii de la
de la școală și a trebuit să stea, pentru că știți cum se întâmplă, omul nu se îmbolnăvește când vrea el, boala vine. Iar la dispensar, la cabinet, poate erau 10 programări, să dea totul peste cap. Erau nemulțumiți și ăia micii bolnavi și ăia care erau la programare, pentru că nu aveau, îi lua pe ăia micii, îi băga că erau mici. Domnule, eu am programare la 10, de ce nu mă bai la 10? Deci lumea nu înțelege. Și de-aia zic că trebuie făcut un sistem de permanență și în comune sau bani la 2-3 comune să se facă un centru din ăsta de permanență pentru... așa am deblocat activitatea, pentru că vă spun sincer, am ajuns și eu la urgente la Vâlcea, nu cu mine, nu pentru mine, pentru membrii ai familiei. Și deci mie nu mi-a convenit să stai câte 4-5 ore să spui bolina aia, bacă e verde, bacă e roșie, că la aia verde așa să-i cu timp ea, să ia naiba, că nu înțelegi. Dar sunt oameni care am văzut, vin revoltați, nu înțeleg că trebuie să... E o procedură acolo, e un protocol, un regulament care trebuie respectat. Nu știu cât de bine e făcut regulamentul ăsta, dar problema e că dacă noi nu ne implicăm de jos, să nu mai ajungă pentru orice fleac omul la urgențe, nu se va debloca niciodată. Pentru că se creează numai nervi. Și personalul de acolo se enervează, și pacientul se enervează, și uite așa, ajungem și vedem pe la televizor. De-aia zic și sunt adeptul unui sistem de permanență în localitate sau la 2-3 localități, să se facă un sistem de permanență pentru a fi în folosul oamenilor, a comunității. Fie un medic dimineața, un după amiază, da? Da, așa era în trecut. Deci în trecut aici aveam 2 medici. Venea unul dimineața, unul era după masă. Așa ar fi normal. Și acum că ești pacientul medicului Ionescu. Nu, dacă e o urgență, trebuie să te bagi în seamă și Popescu. Așa mi se pare normal. Nu doresc medicii să vină în comună? Nu știu dacă nu doresc medicii să vină în comună, pentru că și acum și la comune sunt condiții. Nu-mi dau seama ce se întâmplă, lipsă de personal, pentru că eu mai am o nemulțumire aici. Că ne uităm în tot sistemul medical, dacă tot discutăm despre el, să duc dracului tot ce e spital de stat. Și cum se duce și după aceea, după ce îl iau un privat, merge. Dacă îl ia, mă rog, că nu îl ia privatul, privatul își fac în paralel. Și vine domnul doctor X și lucrează la spital, s-a împățit-o eu, da? Și zice, nu, vină mâine la mine la cabinetul personal. Da. Și aici ar trebui să intervină, domne, ori la stat, ori la privat, alege stată, că dacă nu, aici vom ajunge. Nu vedeți cum am încercat și acum să redirecționeze bani către clinicile private. Foarte bine, dar fă și procedura de achiziție la fel. Adică nu tu stat faci o procedură și tu privat o procedură, că atunci se bat cap în cap. Da, foarte bine. Eu poate vreau să mă duc la clinică la Târgu Mureș, da? Privată, mă duc la Târgu Mureș. E dreptul meu. Îmi plătește statul ce îmi plătește prin casa de sănătate, prin cardurile alea care le avem noi, suntem persoane asigurate, așa diferența o plătesc eu. Dar procedurile îi pun cap în cap, după câte văd eu. Statul are o procedură foarte greoaie de achiziție, pe când privatul se mișcă foarte repede, pentru că nu e aceeași legislație pe domeniu. Sunt o mie și una de probleme care ar trebui reglementate mai clar, fără niciun fel de virgulă, să lase loc de interpretare, pe care unii ori nu vor, ori nu pot. Deci asta nu mai știu să răspund. Deci... Referitor la școală, mai aveți ceva de... Nu, la școală am făcut recepția, mai e puțină ordine făcut prin curte pe acolo de firma constructoare, că n-a terminat cu curățenia în exterior. Dar cât privește construcția, e gata, e recepționată, băile sunt funcționale, tot ce s-a făcut acolo s-a aflat în stare de funcționare. Legat de alegerile primarilor, acesta, cum credeți că ar fi mai bine? Într-un tur sau în... Eu am participat și la alegeri în două tururi și într-un tur. Alegerile în două tururi sunt, cum să spun eu, adică nu dau mai multă credibilitate celui ales. Asta e un lucru fals, pentru că populația vrea pe unul anume, da?
În turul 2 vine locul 1 sau poate chiar 2 cu 3. 1 cu 3, 2 cu 3 și fac o alianță cu anumite promisiuni. Pentru că fără promisiuni nu. Am participat la așa ceva. Eu am fost viceprimar în primul mandat datorită unui astfel de aranjament. Am făcut alianță eu la timpul respectiv după locul 3 cu locul 1, locul 2, locul 1 să fost primar de atunci în funcție, pe care amândoi l-am bătut. Deci, din punct de vedere al credibilității, al numărului de voturi mai mare, e adevărat că atunci când te unești doi inși, ce aduce unul cu celălalt? Deci, unul cu unul fac mai mult decât unul. Da? Eu am spus, nu am o problemă anume cu turul 2, dar la metoda invocată de ei, la lucrurile invocate de ei, nu sunt corecte. Și încă ceva. Schimbarea alegerii primarilor de la 2 turi la 1 nu l-a făcut actul PSD-ul. Și l-a făcut-o dreapta, în 2009, aduceți-vă aminte. În 2009, gașca Băsescu și cu cei de pe lângă el, adică cu actualii peneliști, au schimbat ca să-și conserve ei. Ăsta e adevărul, primarul în funcție pleacă cu un avantaj, nu trebuie să ne ferim. Totdeauna primarul în funcție pleacă cu un mic avantaj. Dar, da, dar nu te poți baza pe asta neapărat, pentru că ați văzut dumneavoastră, sunt și sondaje care dau cifre de, nu-ți vine să le crezi. Și s-a adeverit că au fost date peste cap. Au fost date peste cap cifrele. Cazul Ponta la președinție, sunt multe lucruri care nu s-au adeverit nici din sondaje. Eu n-am o problemă dacă erau în două tururi sau într-un tur. Asta e, pentru că aici, în funcție de primar, ești primar, e un examen care îl dai și nu îl dai cu creierul tău. Te votează lumea, dacă ai reușit să convingi prin ceea ce ai făcut că meriți, lumea te votează, dacă nu, mai sunt și alte segmente care pot să împiedice. Ce nu-mi place, nu-mi place campania murdară, a unora care altceva nu știu. Sau unii care au impresia că tot timpul trebuie să fii primar. Deci, domnule, primar, da, dacă nu te vrea lumea, nu te vrea și nu ești primar. Care e problema? Păi candidat, contracandidat sunt mai mulți. Și fiecare are șansa lui. Fiecare are șansa lui. Acum vom vedea. Știți cum e. Noi... De ce crede și omul? Sau... Exact. Și nu, eu nu vreau să analizez candidatura altor persoane. Eu am spus-o clară că mai vin fel și fel de persoane și spun, ai auzit, candidează și cu tare. E dreptul fiecăruia, legea îi dă fiecăruia dreptul să candideze. Deci, ai candidez, populația spune, da sau nu, asta e. Da, exact. Eu, unul, nu voi face o campanie murdară, dar mă voi apăra, pentru că am mai pățit lucruri din astea, când am fost nevoit să ies cu documentele, să le pun public, în adunări cu oamenii și așa voi face și acum. În cazul în care, pentru că în momentul când ești un gospodar și acasă la tine și faci ceva și nu știu, bineînțeles că eu mi-am făcut în primărie. Eu am fost acuzat că mi-am făcut casă în 2015, casa mi-a făcut din 2007, chiar am postat autorizația și, mă rog, eu în 2015 am vopsit-o pe afară, i-am schimbat culoarea. Dar ăștia sunt oamenii care încearcă să de engleze în fel și fel de, cu fel și fel de lucruri. Atâta au capacitatea ta pot. Asta da. Întotdeauna vor fi răutăți. Da, exact. Și răutăți sunt și au fost și sunt. Dar, v-am spus, nu voi face, mă voi apăra în cazul în care s-a atacat cu documente oficiale. Nu să viu să arăt. Da, după alegeri, indiferent de rezultat, voi avea de făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut de-a lungul timpului și trebuia să le fac. Adică niște lucruri care incriminează pe unii care au avut și au impresia că unii sunt proști. Dar știți cum e, când dă unul cu piatra în baltă, n-o scot 10.
Eu n-am vrut să dau cu piatra în baltă, dar după alegeri, indiferent de rezultat, pentru că s-a ajuns cu mizeria prea departe. Sperăm că vom veni și vremuri mai bune. Să dea Dumnezeu. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept pe la noi. Mulțumesc frumos.